după sfârșitul de săptămână prelungit cu ziua de luni de 1 mai, ziua internațională a muncii, urmează un alt weekend prelungit la începutul lunii iunie de Rusalii. Începând cu acest an, 1 iunie, când se sărbătorește ziua copilului, va fi liberă. Iar imediat după urmează Rusaliile, de asemenea sărbătoare legală. România ar putea avea o mini-vacanță de 5 zile la începutul lunii iunie. Următorul weekend prelungit va fi de Rusalii, care în acest an pică în 4 iunie. Potrivit legislației în vigoare, și a doua zi de Rusalii, adică luni 5 iunie, va fi liberă. De asemenea, va fi liberă și ziua de joi 1 iunie, ziua copilului. Perioada este perfectă pentru o mini-vacanță. În ultimii ani, pe fondul cererilor de pachete turistice, hotelierii și administratorii au început să gândească oferte personalizate pentru sărbătoarea Rusaliilor. O nouă vacanță pe litoral, înainte de sezonul estival, ca să zic așa, nici n-am terminat-o pe cea de 1 mai, că ne pregătim de Rusalii. Păi, dacă tot am început în forță cu motoarele turate la maxim sezonul 2017, vrem să continuăm la fel, așa cum am promis turiștilor noștri. Ne pregătim pentru o mini-vacanță, care este aproape o mare mini-vacanță pentru Rusalii. Cel puțin 4 sau 5 nopți, hotelurile sunt deja pregătite cu oferte foarte tentante. Multe hoteluri oferă chiar o noapte gratuită pentru un pachet de 4 nopți în hotelul respectiv. Sunt convinsă că această mini-vacanță de Rusalii poate să devină al doilea 1 mai, ceea ce ne va da nouă, practic, ocazia să pornim încă o dată, încă un 1 mai, în forță pe litoralul românesc. Vom avea evenimente? Vom avea evenimente, ne pregătim, este posibil chiar să avem un festival, din nou muzică, muzica electronică și muzica în general. Festivalurile de muzică atrag un public foarte numeros, mai ales pe cel tânăr și foarte tânăr, dar ne pregătim deja și pentru evenimente pentru familiile cu copii sau familiile care pur și simplu vor să vină în această mini-vacanță la mare. Vremea este foarte frumoasă, oamenii sunt deja pe plajă, s-a văzut asta chiar și în weekendul de 1 mai, avem temperaturi foarte bune în continuare, așa încât, din moment ce am deschis la porțile litoralului românesc, ne așteptăm și prima serie importantă de turiști pentru mini-vacanța de Rusalii. Pentru relaxare, unele unități de cazare au amenajat un spa center dotat cu piscină acoperită, săl de masaj, sale de fitness, saună umedă și uscată, jacuzzi, dușuri cervicale sau emoționale, toate întregite de terapii moderne menite să relaxeze și să revitalizeze. În funcție de bugetul alocat acestui sejur, turiștii au de unde alege, oferta fiind variată. Hotelierii și proprietarii pensiunilor de pe litoralul românesc întâmpină turiștii cu pachete turistice atractive. Va fi un weekend prelungit și se anunță foarte mulți turiști pe litoral, mai ales că vremea va fi bună, va ține cu noi. Se leagă foarte frumos și de 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, așadar am pregătit un pachet pentru familii, o mini-vacanță de 3 nopți în perioada 1-5 iunie, începând de la 730 de lei camera standard, locul în dublă, și include cazare 3 nopți, cu mic dejun, cu early check-in, late check-out, un cadou pentru copii la sosire, astfel încât să-i primim frumos cu ocazia zilei lor, și dejun, cină și divertisment pentru copii, bineînțeles, pentru că ei sunt în centrul atenției. Din experiență, Rusaliile atrag turiști? Da, în ultimii ani au atras foarte mulți turiști. E adevărat că preferă și muntele, dar am reușit să creăm pachete foarte atractive, astfel încât să vină la mare mult, cu mult înainte de începerea vacanței oficiale de vară. Urmează sărbătoarea Rusaliilor în perioada 2-5 iunie. Am pregătit un pachet special ce include și terapii în cadrul centrului spa, acces la spa, bineînțeles, piscina exterioară. Am deschis odată cu începerea sezonului și cu perioada de 1 mai și piscina exterioară. Șezlonguri pregătite pe plaja privată sunt deja. Pachetul este la prețul de 1555 de lei pentru două persoane, cu terapiile incluse de care vă menționam, pentru 3 nopți de cazare. Însă în acest moment nu mai avem disponibilitate pentru cazare. Locurile sunt ocupate, proporție de 100%. Pachetul de cazare, avem, bineînțeles, o plajă privată, piscină exterioară, iar în cazul în care soarele nu este de partea noastră, avem un plan de backup, avem piscină interioară, jacuzzi, saune umedă uscată, jacuzzi,
sală de fitness, dar bineînțeles și terapii, incluse în pachetul de cazare. Doamna beneficiază de un ritual aromaterapeutic facial Yonka, iar domnul beneficiază de o terapie japoneză Yashido. În weekendul prelungit de Rusalii, foarte mulți turiști sunt așteptați pe litoralul românesc. În funcție de durata sejurului, de stațiunea unde doriți să petreceți mini-vacanța, de facilitățile de care doriți să beneficiați, se pot personaliza pachete turistice atractive. Mai lipsește doar vremea să fie frumoasă. Profitând de zilele călduroase, turiștii și-au făcut apariția la malul mării. Cum e la mare, așa de devreme, ca să zic? Cal, frumos. Te-am venit după data de 28. Mm-hmm. Și mai rămâneți? Rămânem până luni, că marți începem serviciu amândoi și... Ați avut noroc? Da. Ca da. Să zic, cel puțin zilele astea? Da, a fost frumos. Și spectacole și... Și bronz? Și bronz, da, așa sperăm. Oricum revenim în iunie din nou, că intră băiatul în sesiune și... De Rusalii, ce faceți? Păi nu știu cum picăm cu serviciu. Că e așa un fel de mini-vacanță. Da. Noi lucrăm în tură. Uh-huh. Lucrăm și de zi și de noapte. Și... Dacă vă permite, dați o fugă la mare? Da, sigur. Mai ales că avem locuință aici. De unde sunteți? Din Bârlad. Și ce faceți la mare? Un pic cu fetele, la plimbare. Na, aveam eu concediu de-abia acum și am zis că să profit de ocazie, să vin un pic. Dar ați avut baftă, de vreme faină. Da, și ieri la fel. Ați făcut plajă? Da. Bag seama că plecați cu bronz acasă. Cred, nu știu. Ce faceți de Rusalii? Nu știu, nu cred că o să mai venim. N-am de la serviciu, dar sper să fie bine, să ne distrăm și acasă. Unde sunteți? Din Aiud, județul Alba. Așa de devreme la mare? Nu, e devreme, da, într-adevăr, dar sunt cu ceva probleme, cu un camion, am venit la descărcare, încărcare în Constanța, deci... Și profitați? Da, profit acum, exact, o zi de mare, într-adevăr. Cum vi se pare vremea astăzi? Vremea e superbă, da, se poate face plajă, liniștit, am intrat și un pic în apă. Cum e? Rece. Rece, da. Ce veți face de Rusalii? Că e mini-vacanță, genul celei de 1 mai. Da, nu știu, cred că voi sta cu familia acasă. Acasă. Da. Nu vă tentează să veniți la mare? Nu, că e distanța prea mare. Acum am profitat că am venit cu un camion și asta e. Da. Cred că vom rămâne în zonă. Weekendul prelungit de Rusalii se apropie cu pași repezi. Hotelierii și proprietarii de pensiuni de pe litoralul românesc se pregătesc intens pentru această mini-vacanță. Nici turiștii nu se lasă mai prejos. Gradul de ocupare al unităților de cazare de pe litoral este foarte mare.